Reprezentanții Asociației Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021 au afirmat că două dintre membrele juriului nu ar îndeplini criteriile prevăzute în documentele care normează organizarea acestei acțiuni. Expertul internațional Constantin Chiriac, fost vicepreședinte al juriului Sibiu 2007 Capitală Culturală Europeană, întărește acuzele. Respectând personalitatea celor două doamne, ele sunt pe un culoar foarte îngust, sunt curatoare. Nu au fost și nu sunt mari organizatoare de evenimente. România, din păcate, nu și-a îndeplinit misiunea pe care ar fi trebuit să-și o asume, așa cum s-a și asumat, de exemplu, Polonia, care a organizat impecabil această selecție. Practic, toate cele 11 orașe care au intrat în competiție, după jurizare, au păstrat toate proiectele. Constantin Chiriac mai spune că dacă sunt semne de incompatibilitate, acesta este un lucru grav, iar Ministerul Culturii ar trebui să facă presiune asupra Uniunii Europene ca această jurizare să fie repetată.